Am scos soția la plimbare și am zis să împart. Ce este pe aici, în zona asta, zona unui lac? Un lac destul de interesant pentru mine. Vin des aici pentru că nu e departe de casă și am zis să vă arăt un fel de apus de soare, adică i-a pus pentru punctul ăsta, locația asta, că a pus-o încă nu e acum, mai durează până trece peste ocean sau de la ocean. Deci dacă merg la 20 ceva de kilometri de aici, apusul o să fie mai târziu. Dar aici intră după munte și vreau să înregistrez culorile astea care sunt în zonă în momentul ăsta. Și astea sunt un fel de mlaștini sau bălți, un fel de canale făcute și natural și artificial pentru păsări migratoare, pentru păsări care locuiesc tot timpul aici, multe, multe rândunele. Am mâncat mai devreme o grămadă de... Nu e zmeură, e o specie similară cu zmeura, mai puțin dulce. Se numește murea ursului, nu, murea somonului, dacă vreau să traduc cuvânt cu cuvânt. Deci nu cred că se potrivește. Salmon berries sau fructele de pădure al somonului. Deci nu am o traducere corectă în limba română. Asta este un avion care face exerciții și știu ce face, numai că n-are sens să descriu. A, uite că l-am prins acum. Deci asta este zona de exercițiu. Imaginează-ți ce vede pilotul. Acolo e soția care face poze. Că prinde și ea apusul de soare. Imaginează ce vede pilotul de la înălțimea aia, cum vede lacul care este mai încolo, cum vede suferișul ăsta și toată vegetația asta din zonă, care e spectaculoasă, e ceva așa de odihnitor, așa de plăcut, calm. Și o grămadă de floricele din astea galbene, nu știu cum se numesc, buttercups. Deci cupe untoase. Nu se potrivesc traducerile din limba engleză în limba română, cuvânt la cuvânt. Și asta este o zonă pe care am înregistrat acum câteva zile, că am fost aici pe timp de ploaie și acum, dacă tot sunt aici, am zis să înregistrez și pe soare. Iar banca este umedă, că ploua dimineața bine. Odată așa o ploaie frumoasă, torențială, în timp ce eu lucram la un client în zona nu prea departe de aici și asta m-a făcut să invit soția să ieșim un pic, să ieșim împreună să ne bucurăm de soarele ăsta. Și întotdeauna când faci chestii în grup, când faci chestii plăcute în grup, în doi, se amplifică emoțiile. Deci dacă te simți bine făcând ceva, de exemplu ai un hobby, un joc de societate, de fapt asta pornește de la instinctele primare, deci dacă te uiți la emoțiile sexuale, sunt mult mai amplificate în doi, de-aia lumea caută să amplifice emoțiile astea și la fel și jocurile plăcute, fotbal, volei. Deci astea sunt jocuri în grup care amplifică emoțiile individului, le multiplică cu numărul participanților care se bucură de asemenea activitate. Deci cam asta am vrut să-ți arăt și să închei înregistrarea aici. Cam 5 minute limită. Și azi mai las 10 secunde.